Dragilor, mă vedeți așa pentru că sunt super transpirată. Cred că mi s-a întins și rujul, nu mai știu. Ideea este că astăzi am grădinărit, să zicem așa. Am mai făcut ceva pe aici, pe la curte. Și haideți să vă arăt ce am făcut eu. Sunt foarte transpirată, mi s-a întins și rimelul, dar până la urmă asta este viața reală și nu avem de ce să ne ferim. Am transpirat de zor, am cărat cu roaba pietre și le-am așezat pe aici. Și haideți să vă arăt ce am făcut până acum. Haideți să vă arăt în primul rând ce frumos au înflorit pomii. Foarte frumos. Nu mai zic. Și aici am pus o căsuță aceasta pentru păsări, deși este pusă de ceva timp, dar nu s-a pus nimeni în ea. Și acum, cam asta am lucrat toată ziua, am pus dedesubt o plasă din aia și am pus piatră pe lângă, plus marmură spartă pe care am luat-o de la Dedeman sau de la Brico. Nu mai știu exact, dar cred că de la Brico am luat marmura spartă, iar pe lângă am pus la copăcei. Și se vede cam așa, foarte drăguț. Pisici, sunt pisici de la vecini sau pisici multe care sunt pe aici, dar sunt sălbatice. Și le-am pus apă, un plic umed și granule, pentru că trebuie să pape și bufanții ăștia mici ceva. Și să știți că este și un cățel care vine, intră pe sugard și vine și mănâncă și el, că îl văd pe cameră când vine. Cineva a pregătit sistemul de irigații pentru grădină. La asta se muncește de zor. N-am mai făcut de mult și mă gândeam că ar fi o idee bună. Toate ca toate, dar le-am luat. Ei, sunt așa frumoase, nu mai pot de dragul lor. Cam așa se prezintă dezastrul din spate. Tocmai ce am șters geamurile și nici nu mai știu unde am rămas. Am rămas la discuția cu faptul că era un mare haos la Kaufland și m-am apucat de curățenie, sincer. Am șters puțin geamurile aici. Vreau să fac un aranjament pentru că voi face mizerie și după voi da cu aspiratorul. Dar întâi de toate vreau să vă arăt ce cadou drăguț am primit de la... E puraș, să-i zicem așa, pe lângă faptul că am primit și ceva bănuți de iepuraș de la persoanele din familie, dar mi se pare un cadou drăguț. Nu știu de ce s-au gândit la Tom și Jerry, probabil că suntem ca șoarecile și pisica, dar na. Așa, și am primit așa. Și vreau să vă arăt și vouă. Un iepuraș, lumina este destul de proastă pentru că filmez undeva foarte târziu seara, dar na.
adică este undeva ora 8 și e întuneric afară, un iepuraș foarte drăguț. Am mai primit o cană pe care, sincer, m-am dus, m-am uitat să mi-o cumpăr eu și am renunțat, nu știu de ce. Parcă nu fusesem la fel de convinsă de această căniță, dar, per total, arată foarte bine cănița și o să-mi beau mâine dimineață cafeluța din ea. Da, foarte drăguț. Și am mai primit o caserolă de sticlă. Cam așa arată. Capacul este din plastic, dar caserola este din sticlă. Este foarte calitativă. Din ce știu, la Pepco se găsesc genul acesta de caserole, dar mi se pare o idee bună de cadou și practică. Mai ales că eu în ultima perioadă încerc să scap de tot ce este plastic. Da, am întrerupt puțin filmarea pentru că era geamul întredeschis și se auzea foarte mare gălăgie. Și cam aceasta este caserola, mi se pare o idee faină de cadou și practică, utilă, mai ales că, na, pui chestii în frigider. Și am mai primit aici un halat pufos. Stați așa să-l scot, că nu pot cu o singură mână. Cam așa arată. Este alb, pufos, cu buzunare. Da, îmi place foarte mult. Arată super bine. Și e și foarte fluffy, așa, nu știu dacă se vede. N-am unghiile făcute, nu m-am mai chinuit pentru că oricum le distrug la curățenie. Cam așa arată și mi se pare o idee faină de cadou. Per total, el arată foarte bine. Este un halat alb, pufos, da. O idee foarte faină de cadou și le mulțumesc pe această cale. O să iau această, nu știu, iarbă decorativă și o să decorăm aici această tăviță. Cam asta m-am gândit eu. O să vă arăt imediat ce și cum arată. Vom schimba tava pentru că este prea mică, nu știu dacă vedeți voi aici, nu va arăta foarte bine. Și am pus această tăviță și vom înlocui. Iar aici am pus acea iarbă decorativă, să-i zicem așa, o lumânare pe care o aveam eu din Pepco. Și o să vreau să completez cu acest tip de decorațiune, aceste ouă și vedem ce iese. Haideți să vă arăt. Am pus cam așa. Acum vom vedea. Mi se pare mult prea simplu, dar haideți să vedem ce putem face. M-am gândit eu că ar arăta mult mai bine cu acest iepuraș decât cu lumânarea. Ia uitați voi. Mie mi se pare că arată mult mai bine cu acest iepuraș decât cu lumânarea. Sincer, e mult mai fain din punctul meu de vedere, dar haideți să vedem ce iese până la final. Avem și aceste decorațiuni pe care le vom folosi și pe ele. Aici cândva am avut o floare, iar acum am gândit să reciclez acest ghiveci și să-l folosesc, să pun această iarbă decorativă verde și o să pun deasupra câteva, o vedem cum procedăm. Da, cam așa a ieșit. Am avut o coroniță de anul trecut și m-am gândit eu că sub toată iarba aceasta ar arăta bine deasupra coronița. Am pus și un iepuraș și o să vă arăt și rezultatul final. Nu știu, sigur, nu prea sunt convinsă de asta, sincer, să-l iau. Și cam așa arată. Dezastru. Hai să continuăm.
băiat frumos care mă ajută el pe mine la curățenie? Ia spune, măi. Da, hârtie la vete, chestii, role de scame pentru căpăr și pe negru. Ce faci, dragoste? Ia uitați-le. El este primul care vrea să mă ajute la curățenie. Vedeți ce curățenie face el. Ia zi, măi, bubico. Of, suflet. Da, zi tu ce vrei, dragă. Ce vrei? Viața nu e roz pe internet și trebuie să schimbăm lenjeria. La voi o să dureze o secundă. Cam așa arată superbitatea asta de scaun. Foarte faină și are niște detalii aici superbe. L-am și curățat cu aspiratorul și am băgat și l-am periat foarte bine. L-am spălat. Aici am pus, l-am lăsat pe rilă iepurilă. Mi se pare că e destul de ok. Aici am mai pus un iepuraș. Iar aici am mai cumpărat eu niște cărți de pe Anticariat, ceva de genul, și aceasta este nouă, și aceasta, și am mai schimbat puțin pe aici, dar foarte puțin. Aici am păstrat iepurașul, că mi se pare că arată foarte drăguț, așa. Iar aici am adus plantuța de dincolo, mi se pare absolut superbă, este de la noi din grădină, deci efectiv eu mă duce cu gândul la un usturoi înflorit, dar mi se pare foarte cute. Și unul dintre iepurași l-am pus aici, iar aici am pus mai multe cărți pentru că nu aveam spațiu unde să le pun. Și vreau să vă arăt că am luat din Lidl acest cleanser de la Cosmetic Plant cu niacinamide și aloe vera și a avut și un preț bun. Am mai luat și acest soft peeling serum care se aplică, se lasă 15 minute și după se clătește, tot din Lidl. Iar din Kaufland mi-am luat această cremă anti-rid, dar eu o să o folosesc pentru hidratare, pentru că am auzit lucruri foarte bune despre ea și vreau să o încerc. Da, și momentan le-am lăsat aici pentru că nu am avut timp să le folosesc, dar arată foarte fain. Doamne, deci superb! Tocmai ce au primit cadou de la iepuraș, un sisal nou, că pe celălalt vechi care am zis noi că tot îl aruncăm, l-au rupt de tot și le-am luat unul nou și mare, mare fericire. Aici e cutia în care a fost, dar ia uite fericire la ei. Bucurie. Un sisal nou. Inspecția tehnică. E bun, bine asamblat? Îți place? Iar aici le-am mai luat o cutie de Felix. O cutie de gourmet, deja cutia am aruncat-o și pe asta vreau să o arunc pentru că nu vreau să o țin. Și am mai luat aici niște conserve de la Smila pentru test. Data trecută ce am luat noi de la Petmax sau nu mai știu cum se cheamă. Deci nu am mâncat absolut nimic, am dus la pisoii de la curte. Pentru că ei, cei din casă, nu au mâncat. Nu le-a plăcut. Nu mănâncă plicurile pentru pisici sterilizate sub nicio formă și hrana aceasta, așa, pliculeț. Granulele le mănâncă, dar hrana umedă nu mănâncă pentru pisici sterilizate. În schimb mănâncă Felix, gourmet, acum am luat și ăsta să vedem de probă.
Da, mă duc să revin la bucătărit. Cam așa arată conservele acestea de la Smila și au 200 de grame. Sunt curioasă dacă le va mânca. O să le pun unul și vă arăt și vouă dacă mănâncă sau nu. Deci mănâncă doar doi din ei, pentru că această mofturoasă nu vrea decât Felix de pui, dragă, dar ceilalți mănâncă, că ăsta și ea în individual, nu știu de ce nu și ea el acolo, doar că mi se pare destul de grasă, dacă îi să mă întrebați pe mine. Na. Dar, na. Văd că lor doi, e cei doi mănâncă. Și dacă vă era dor de Kleutzky, care ea nu mănâncă decât granule și dental, dentalul ei de la Lidl, de menu de la Lidl, e singura, care ia papă doar granule și pui. Pui, supica aia de pui care o facem noi cu pulpiță, atât. În rest, ea nu. Ea e și cea mai fit, slim fit, să-i zicem așa, din toți, pentru că ea nu mănâncă mult. Ea e genul de pisică, mănâncă foarte puțin și foarte, adică n-am treabă cu ea. Și are și foarte multă energie. Ea e cu granulele ei și e genul de pisică, mănâncă singură, adică doar dacă e singură la bol. Dacă sunt și alte pisici prin preajmă, gen frații ei, nu mănâncă. Nu-i așa tu, mofturoasă? Mofturoasă, te ascunzi? Nu vrei să te vadă lumea? Hai tu să te vadă tu că ești frumoasă, tu frumușica mea. Da, ne ducem la treabă că e târziu. Ia uitați-l și pe Garfi. Garfi, nu vrei să vorbești cu noi? Nu vrea. S-a dus că a auzit zgomot, dar sisalul acesta îmi place foarte mult, adică, da. Partea faină e că nu e scump, adică 150 de lei mi se pare un preț decent la ce este momentul de față pe piață și știți că eu le-am mai luat unul de Crăciun. Fiind 5 pisici, e destul de greu cu unul și Garfi cel puțin, el numai din astea doarme, adică chiar dacă e patul, dormitorul deschis, el nu doarme în pat, el numai în sisal. Ori aici, ori lângă geam. Da, se pare că cineva i-a făcut. Vă spuneam că celălalt s-a rost pe lateral și ei nu renunțau la stat în el. Și din acest motiv l-am păstrat până s-a rupt. Și s-a rupt unul din stâlpi undeva pe aici. Și din acest motiv am cumpărat altul. Da, Garfi se spală de zor. E un băiat foarte curat, dar v-am zis, sisalul este preferatul lui. Din acest motiv am mai luat unul. Așa arată covorul așezat, pentru că nu știu dacă vi l-am arătat în holul respectiv și am zis că să vi-l arăt și aici. Mie îmi place cum arată și vreau să vă arăt aici ce am primit eu cadou. Imediat vă arăt, scot și vă arăt. Pentru că tot vorbeam de cadouri, am primit acest gel de duș cu migdale de la Balea, care îmi place foarte mult și arată foarte fain și miroase bine pentru că știu mirosul din magazin. Un napron de masă, acest tricou pijama cu floricele, cu margarete, cred că e, așa, o cană, așa de primăvară cu flori și cu auriu, o să meargă lateul meu perfect în ea, o lumânare din aceasta de la Pepco, care la fel miroase foarte bine. Trebuie să-mi fac unghiile pentru că arată horror. Astăzi ne ocupăm de ele. Acest pereche de papucei cu urechiușe și această ramă pe care, sincer, cred că o să o folosesc la pisici. O să pun poze cu pisici. Chiar vroiam să iau un genul acesta de ramă și, uite, a venit la fix rama aceasta. Pentru că o să vreau să le fac niște poze și să le pun aici. Da. Se pare că a venit și iepurașul la mine.
mai devreme sau mai târziu. Dar, da, cam acesta este cadou primit. Merg să pun toate lucrurile la loc și terminăm treaba care o avem de făcut. Mai avem puțină curățenie, unghii, baie și suntem gata cu totul. Deci, nu știu dacă v-am arătat, dar nu cred. Sincer, nu am făcut rețete pentru că nu aș fi avut timp când să vă arăt. Și e foarte simplu, cred că dacă dați un search pe Google găsiți și voi rețetele, plus că toată lumea face chestia asta. Și am zis că, na, eu o să vă arăt doar ce a ieșit. Sincer, v-am arătat și puțin și drop-ul filmat, mă și bâlbâi. Plus, vreau să vă arăt și cum au ieșit aceste ouă. Efectiv, este prima dată când nu folosesc vopsea din comerț și am folosit în felul următor. Coș de ceapă roșie și zeama de la sfecla roșie. Deci, efectiv, au ieșit superbe. Deci, niciodată nu cred că m-am bucurat atât de mult cum au ieșit aceste ouă anul acesta. Deci, efectiv, sunt minunate. Ia uitați! Cred că să vă dați seama și ce frunze am folosit. Am folosit frunze de leuștean, pătrunjel și încă o trifoi și încă o plantă, nu știu ce, sălbatică. Ideea e că este prima dată când fac lucrul acesta și, sincer, mi se par cele mai frumoase ouă de până acum. Deci, da, vă recomand să încercați. Am văzut fete că au făcut și cu vin dulce. Și la final ieșeau cu sclipici, dar poate la anul o să încercăm și noi, dar această variantă, efectiv am pus frunza pe ou respectiv, am învelit în ciorap și le-am băgat la fiert în acea compoziție cu ceapă și apă plus zeama de la sfeclă roșie. Dar cred că dacă cumpăram un borcan de sfeclă roșie, ieșeau și așa și doar cu sfeclă roșie, dar au ieșit superbe, deci sunt tare mândră de ele. Da. Haideți că m-am luat cu vorba și nu mai termin ce am de făcut. Și da, deci vă recomand să încercați pentru că sunt superbe, deci minunate au ieșit. Cele mai frumoase de până acum. Iar aici ce să vedeți, au mai crescut un pic plântuțele. Nu știu cât vor crește și până când, dar na. Acolo nu a mai rămas nimic în zona aceea, dar aici se pare că totuși au crescut. Le mai udăm, noi avem aici un fâs, dar da, haideți să continuăm că m-am luat cu vorba mult și timpul trece. Dragilor, cam atât pentru vlogul de astăzi sau daily vlogul, să-i zicem așa. Eu am făcut și baie, am reușit și mi-am făcut și unghiile, nu prea au ieșit ele perfecte pentru că sunt foarte, foarte scurte. Au ieșit puțin, n-am reușit, m-am făcut foarte greu la mâna stângă. Dar, da, cam asta a ieșit, foarte scurtă pentru că nu aveam ce să fac, erau distruse. Efectiv, eu vroiam să vă urez Paște liniștit alături de cei dragi, să fiți fericiți și binecuvântați alături de familie și ne vedem data viitoare. Cam atât pentru astăzi, vroiam totuși să postez și daily vlogul de astăzi, să vă urez așa sărbători liniștite, să fie o vreme frumoasă, să fim cât mai voioși și cât mai bucuroși alături de cei dragi. Vă pup și vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare. Bye, bye!